Ce favorizează apariția afecțiunilor gastrointestinale pe timpul verii? Sezonul cald asociază într-adevăr frecvența cea mai mare a cazurilor de detoxinfecție alimentară din cauza temperaturilor ridicate care favorizează alterarea cu mai multă ușurință a alimentelor, precum și înmulțirea cu mai multă ușurință a diferitelor tipuri de microorganisme. Nu trebuie să uităm de asemenea faptul că vara este și anotimpul când cei mai mulți dintre noi plecăm în vacanță și există un tip aparte de enterocolită, așa numită diareea călătorilor. Enterocolita care apare la persoanele care călătoresc nu neapărat în zone endemice pentru un anumit pentru anumită infecție, dar în țări subdezvoltate sau în curs de dezvoltare, îndeosebi în regiuni cum sunt Asia, Africa, America de Sud. În acest caz, enterocolitele sunt cauzate tot de diferite microorganisme și de toxinele lor, care pătrund împreună cu apa și alimentele contaminate în intestin, dar se pare că mai contribuie și alți factori, cum ar fi schimbarea climei, schimbarea de regim alimentar, consumul de diferite alimente sau condimente specifice zonei, dar și oboseala și stresul călătoriei chiar. Cum putem să ne diagnosticăm? Cum oamenii, e în limbajul comun, enterocolită sau toxinfecție alimentară, oamenii de obicei spun mi-e rău. Da. Există vreo diferență între ele? Se pot. În limbajul popular sunt practic termeni sinonimi. De fapt, ar fi așa, toxinfecția alimentară desemnează afecțiunea digestivă acută cauzată de ingestia alimentelor, apei contaminate cu diferite microorganisme, care pot să fie bacterii, dar și virusuri, paraziți, ciuperci. Enterocolită, de fapt, sau mai corect spus gastroenterocolită, înseamnă inflamația a stomacului, gastrita, intestinului, enterita, respectiv a colonului, colita. Inflamația intestinului produsă de aceste microorganisme. Dar până la urmă, cam este unul și același lucru. Ce consecințe pot să aibă aceste afecțiuni, mai ales în timpul verii? Cât de grav? Ca simptome. De obicei, simptomele sunt ușoare și autolimitante. Pacienții se prezintă cu diaree, bineînțeles, scaune numeroase și moi sau apoase, peste 3 pe zi, asociate cu crampe abdominale, dureri, grețuri, vărsături, dar pot să apară și febră, frisoane și complicația cea mai de temut a unei enterocolite este deshidratarea. Aceasta poate fi mai severă la anumite grupe de pacienți, grupe de risc, la copii non-născuți, la non-născuți poate fi chiar fatală, la pacienții vârstnici peste 65 de ani, la femei însărcinate sau la pacienții imunocompromiși, deci cu imunitatea afectată sau suferinți de boli cronice, diabetul, de exemplu. Deshidratarea se poate manifesta prin diferite simptome, pornind de la paloare tegumentară, senzație de sete, gură uscată, piele uscată cu pliul cutanat persistent, oligurie sau anurie, deci urina în cantitate mică. Poate să apară hipotensiune, pacientul resimțind-o sub forma unei senzații de leșin, de lipotimie, sau tahicardie, bătăile puternice ale inimii. La copii mici, la nou-născuți, mai sunt și alte semne, fontanela deprimată,
ochi înfundați în orbite, cam astea sunt semnele de deshidratare. Și este suficient să bem multă apă după ce am suferit de o enterocolită sau mai trebuie să luăm și alte măsuri să evităm deshidratarea? Pe primul plan, într-adevăr, este hidratarea. Este foarte, foarte importantă hidratarea pentru că se pierd lichide și electroliți prin diaree și prin vărsături. Și atunci trebuie să bem lichide ca apă plată, ceai de mentă sau în general ceaiuri neîndulcite sau ușor îndulcite, supa de morcovi, zeamă de orez, dar și soluții de rehidratare orală sau, în cazuri mai severe, intravenoasă. Acestea pot fi achiziționate din farmacii în pliculețe cu dozajul corespunzător. Mai este important, pe lângă hidratare, și un regim alimentar adecvat, care este destul de limitat la pâine prăjită, orez fiert, brânză proaspătă de vacă, carne fiartă slabă de pui sau de vită. După aceea, ulterior, în 2 zile, se pot introduce și banane, mărcopt, paste cu brânză. Această dietă trebuie menținută încă 2-3 zile după normalizarea scaunelor și să se treacă ușor după aceea la dieta obișnuită. De obicei, cu hidratare corespunzătoare și cu regim alimentar corespunzător, cele mai multe cazuri sunt autolimitante și se vindecă după câteva zile. Pentru a evita aceste situații, mai ales acum vara, ce alimente ar trebui să evităm și ce alimente ar fi recomandat să consumăm? Da. Alimentele de evitat, aș vrea în primul rând să le menționez. E vorba de alimentele ușor, alimentele perisabile, care se alterează ușor. E vorba de carne și produse din carne, în special carnea insuficient preparată termic, friptura în sânge, tocăturile, ouăle, preparatele din ouă și laptele nepasteurizat, peștele și fructele de mare, dar și fructele și legumele consumate crude, nespălate sau spălate cu apă contaminată. Apa. Apa este o sursă importantă de germeni care pot da enterocolite și de aceea este important să consumăm numai apă plată din surse sigure, testate, apă îmbuteliată sau, dacă nu se poate, cel puțin apă fiartă și răcită. Trebuie să nu mâncăm alimente mai preparate cu mai vechi de 24 de ore dacă nu au fost refrigerate corespunzător. Ce ar mai fi? Mai sunt dintre alimente, n-am menționat maioneza, dar mă rog, e tot din ou, smântâna, înghețata chiar. Cam acestea ar fi de evitat. De obicei, alimente precum pâinea, conservele, dacă sunt consumate imediat, produsele precum dulceață, gem, cafeaua și ceaiul, care sunt consumate fierbinți, de obicei nu sunt periculoase. Care ar fi primii pași în momentul în care ni se face rău, avem o astfel de afecțiune? Trebuie să ne repezim la un medicament sau nu să neapărat așteptăm? Așa cum spuneam, hidratare și regim alimentar, cele mai importante și de obicei pot să fie suficiente. În anumite cazuri, dacă totuși simptomele sunt mai severe, nu trece diaree după 24-48 de ore, putem să apelăm și la medicamente. Antispastice pentru crampele abdominale, medicamente de combatere a grețurilor și vărsăturilor, antidiareice, sunt tot felul de antidiareice și antiseptice intestinale, cu precizarea că există și anumite antidiareice recomandate în farmacii, care în anumite situații pot face chiar rău într-o enterocolită, adică o pot agrava, pentru că practic stopează, limitează eliminarea microorganismelor din intestin. Acestea rămân
la acel nivel, dacă sunt invazive sau se secrete toxine, pot invada mucoasa intestinală și ajunge în circulația sangvină, determina și semne sistemice. Așadar, este bine ca aceste medicamente să fie pe cât posibil administrate numai cu avizul medicului. Și o mențiune specială în privința antibioticelor, care în general nu sunt necesare în enterocolitele simple. Iarăși, multe din enterocolite pot fi cauzate de alți agenți în afara bacteriilor, virusuri, ciuperci, paraziți, și nu răspund la antibiotice. Deci, mai mult decât atât, antibioticele, așa cum mulți dintre noi știm, pot să deregleze flora intestinală nepatogenă a intestinului sau pot să ducă la selectarea de tulpini rezistente la antibiotice.